Pace, frați și surori, vă spun bun venit la un nou video și astăzi vă mulțumim pentru răbdarea cu care ne ascultați de fiecare dată. Săptămâna trecută am discutat despre îndurarea lui Dumnezeu, am discutat despre faptul că ea este proaspătă de fiecare dată și îndurarea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. De data aceasta vom discuta despre un lucru care nu ne place niciodată, și anume să așteptăm. Vom discuta astăzi despre așteptare. Și una dintre cele mai mari provocări pentru noi astăzi este așteptarea. Trăim vremul în care avem programul făcut aproape la minut și ne-am pierdut orice fel de răbdare pentru a aștepta. Ne deranjează să așteptăm, nu ne place să așteptăm. Mie unul recunosc că de multe ori nu-mi place să aștept. Ne dorim ca totul să fie instant. Nici măcar cafeaua nu mai avem răbdare să o facem la ibric, ci ne cumpărăm cafea instant de la magazin. Ne dorim totul imediat. Și sunt multe direcții, multe domenii din viața noastră în care ne-am dori ca așteptarea să fie cât mai scurtă sau să dispară cu totul. Ne dorim poate vindecare. Poate te-ai săturat așteptând ca o relație să fie restaurată, te-ai săturat să aștepți ca o persoană dragă să fie mântuită, poate aștepți o promisiune de mult timp, poate aștepți o schimbare la cineva sau în viața ta, poate aștepți împlinirea unei promisiuni sau unui vis. Astăzi vom discuta despre trei aspecte în ceea ce privește așteptarea. Și în primul rând, așteptarea este cantonamentul lui Dumnezeu. Poate sună ciudat că așteptarea este cantonamentul lui Dumnezeu, însă gândiți-vă, dacă luăm, spre exemplu, o competiție de fotbal, da? Înainte de începerea campionatului, fiecare echipă, împreună cu jucătorii, stafful, se duc pentru un anumit număr de zile, pentru un anumit număr de săptămâni, se duc cu toții într-un cantonament pentru a pregăti cum trebuie acel sezon, pentru a pregăti o etapă ce va urma să vină. La fel, Dumnezeu ne trece și prin noi, și pe noi prin diferite cantonamente pentru a ne pregăti, pentru a ne capacita pentru o perioadă următoare, pentru un nou nivel în viața noastră. Dacă stăm să privim în cuvântul lui Dumnezeu, găsim multe exemple în care Dumnezeu a trimis oamenii săi într-un cantonament, într-o etapă de pregătire pentru ceva ce urma în viața lor. Noe a construit aproape 1000 de ani la arcă. Noe a petrecut mult timp în care probabil a îndurat rușine, probabil a îndurat batjocură și cuvinte de ocară din partea prietenilor, din partea celor apropiați. Însă Dumnezeu l-a pregătit pe noi timp de 100 de ani pentru etapa ce va urma după potop. Dumnezeu l-a folosit pe Noe. Avraam a așteptat timp de 25 de ani ca să-l primească pe Isaac. 25 de ani a așteptat de la prima făgăduință a lui Dumnezeu că îi va da o sămânță, un moștenitor, până când s-au întâmplat efectiv lucrul acesta. Iacov a slujit timp de 14 ani la Laban pentru soția sa, Rebeca. A slujit 7 ani inițial, dar Laban l-a păcălit și apoi a trebuit să mai slujească alți 7 ani pentru soția sa, Rebeca. Iosif a petrecut pe nedrept câțiva ani în temniță, însă de acolo Dumnezeu l-a ridicat și a ajuns prim-ministru în Egipt. Peste 15 ani au trecut din momentul în care Samuel îl unge pe David ca rege, până în momentul în care efectiv David devine rege peste Israel și peste Iuda. Și dacă stăm să privim în cuvântul lui Dumnezeu de la Maleahi până la Matei, este o pagină pentru noi. Însă este o perioadă în istorie de 400 de ani în care Dumnezeu nu a vorbit, în care Dumnezeu a făcut tăcere. Dar la vremea potrivită Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos, pe Mesia. 400 de ani a fost nevoie să aștepte lumea ca să vină Iisus pe lume.
În Noul Testament voi enumera doar două evenimente în care Dumnezeu a trecut oamenii pentru un cantonament, pentru o etapă nouă din viața lor. Femeia cu scurgeri de sânge a așteptat 12 ani ca să fie vindecată. Iisus a vindecat un slăbănuc care era bolnav de 38 de ani. Iată, timpul de așteptare de la un om la altul, de la o etapă la alta, este diferit. Pentru unii poate sunt ore, pentru unii poate sunt zile, pentru unii sunt ani, pentru alții zeci de ani. Dar Dumnezeu întotdeauna își va aduce la îndeplinire planul său. Întotdeauna va fi la momentul potrivit. Dumnezeu te trece prin acest cantonament ca să te pregătească. Ca să te pregătească pentru ceva extraordinar ce va urma în viața ta. Pentru ceva la care poate nu te-ai gândit, dar Dumnezeu va face să vină în viața ta. În al doilea rând, vedem că așteptarea este regula împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu. Este nevoie de 8 luni ca un copil să crească în pântecul unei femei. Nu putea Dumnezeu să facă să se nască copilul în 9 zile? Cu siguranță că putea. Dar îl lasă acolo timp de 9 luni pentru că noi avem nevoie de acest timp pentru a ne pregăti pentru venirea pe lumea unui copil, pentru a ne maturiza. Până și natura are nevoie de un timp pentru maturizare. Este nevoie de timp pentru creșterea unei flori și este nevoie de și mai mult timp pentru creșterea unui copac. Dumnezeu este răbdător în toate lucrurile. Dumnezeu are răbdare cu noi, multă răbdare cu noi. Când începem să ne rugăm pentru ceva Domnului, trebuie să ne pregătim să și așteptăm. Nu știm cum măsoară Dumnezeu timpul, dar cu siguranță nu o face ca noi. Cu siguranță nu stă cu ceasul în mână, da, e timpul ca să acționezi. Nu, Dumnezeu are timpul lui, care de cele mai multe ori nu corespunde cu timpul nostru. Citind Scriptura, vedem că așteptarea după împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu este regula, nu excepția de la regulă. Vedem în Scriptură și răspunsuri rapide. Dar însă acestea sunt excepția de la regulă, nu regula în sine. Ne uităm la șir și vedem că din cauza nerăbdării lui Avram și a Sarei de acum mai bine 4.000 de ani, încă mai curge sânge în zona aceea. Urmașii lui Ismael se luptă cu urmașii lui Iacov de peste 4.000 de ani. Moise nu a ajuns în țara promisă pentru nerăbdarea sa de a aștepta ca stânca să dea singură apă. Și a lovit-o. A lovit-o cu toiagul și a sărit apa din ea. Avem atâtea lucruri de pierdut din cauza nerăbdării. În viața noastră s-au întâmplat evenimente în care noi am avut de pierdut pentru că nu am mai așteptat puțin. Nu am mai așteptat o clipă, nu am mai așteptat un minut, nu am mai așteptat un an. Și am pierdut multe. Vrem un răspuns de la Dumnezeu și îl vrem pe loc. Așteptăm, dar așteptarea ne obosește. Și când obosim, o luăm înaintea lui Dumnezeu. Și am văzut atâtea exemple în Scriptură de oameni care au mers înaintea lui Dumnezeu. Chiar și în timpul Domnului Iisus Hristos, era interesant, în perioada în care Iisus intră în Ierusalim, călare pe un măgăruș, spune că unii mergeau înaintea lui și unii mergeau după el. Întrebarea, care credeți că era locul potrivit în care să te afli? Înaintea lui Hristos sau după Hristos? E un lucru la care să ne gândim. Ne supărăm pe Domnul că tace de multe ori și că nu ne răspunde la timp. Ce spune Ieremia în plângeri, în capitolul 3, versetul 44? Te-ai ascuns de mine, Doamne. Și de multe ori și noi avem acest răspuns. Doamne, unde ești? Doamne, te-ai ascuns. Doamne, de ce nu răspunzi? Doamne, mai întârzi mult. Așa ne simțim și noi de multe ori și de multe ori ne pierdem răbdarea. Și cele mai multe prostii le facem atunci când facem lucrurile în grabă. Avem noi o vorbă în popor. Graba strică treaba. Avem nevoie de răbdare în viața noastră.
Avem nevoie de răbdare când facem lucruri, când ne aflăm la lucru, avem nevoie de răbdare. Avem nevoie de răbdare când trebuie să ascultăm o predică. Ai nevoie de răbdare și ca să asculți acest mesaj pe care eu încerc să-l transmit. E nevoie de răbdare. Cu atât mai mult e nevoie de răbdare pentru a asculta de Dumnezeu. E nevoie de răbdare în așteptarea promisiunilor lui Dumnezeu, de așteptarea împlinirii promisiunilor. Și Dumnezeu să ne ajute să avem această răbdare pentru a aștepta împlinirea promisiunilor. În al treilea rând, aș vrea să discutăm despre faptul că Dumnezeu nu întârzie niciodată. Dumnezeu nu întârzie niciodată. Cu toate că răspunsul la promisiunile sale presupune de regulă așteptarea, El totuși vine întotdeauna la timp. În Galateni, capitolul 4, versetul 4, Apostolul ne spune că la vremea potrivită l-a trimis Tatăl pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea. Nu mai devreme, nici mai târziu, ci la împlinirea vremurilor, la vremea potrivită. Dumnezeu nu întârzie niciodată. El are întotdeauna un plan bine definit cu tine și cu mine. Zaharia și Elisabeta s-au rugat o viață întreagă pentru un copil. Însă, ne gândim, de ce nu le-a dat Dumnezeu un copil mai devreme? De ce a ales să-l dea acest copil la bătrânețe și nu la tinerețe? Atât de șocat a fost Zaharia când îngerul i-a spus că soția lui va rămâne gravidă, încât el a cerut un semn ca să creadă. Și îngerul i-a spus că va rămâne mut până în momentul în care copilul se va naște. Vorbim despre Ioan Botezătorul, despre vărul Domnului Iisus Hristos. Dar de ce atunci? De ce Ioan Botezătorul s-a născut tocmai atunci? De ce s-a născut la bătrânețea părinților săi? Pentru că fiul lui Zaharia și fiul Elisabetei trebuia să fie contemporan cu Iisus. Era o diferență de vârstă între Maria și Elisabeta. Și Dumnezeu a ales ca să le dea copilul la bătrânețe pentru ca Ioan Botezătorul să fie cel care va pregăti drumul pentru Mesia. Ioan și Iisus Hristos au venit la scurt timp, unul după celălalt. Problema noastră este că ne potrivim calendarul după oameni. Privim în jur și ne potrivim calendarul după evenimente, după oameni și nu după Dumnezeu. Maturizarea noastră spirituală vine prin așteptarea după Dumnezeu. Așteptarea înseamnă putere în plan spiritual. Cel mai multe din problemele noastre vin atunci când acționăm cu nerăbdare și luăm lucrurile în propriile mâini, facem de capul nostru. Filozofia acestei lumi este satisfacția instantanee. Nu avem răbdare, nu avem răbdare nici măcar să se răcească mâncarea și luăm o înghițitură din farfurie. Când mergem la restaurant, nu avem răbdare până să vină ospătarul să ne ia comanda. Vrem totul pe loc. Și după ce că așteptăm o perioadă de timp să vină să ia comanda, mai așteptăm și mai mult timp ca să vină comanda respectivă. Avem astăzi fast food-uri în care ni se dă mâncare rapid. Și uneori te superi și te enervezi atunci când aceste fast food-uri te pun să aștepți. Poate 10 minute, 15 minute, cum mi s-a întâmplat și mie de altfel. Și eram supărat că bun, dar de ce să mai numesc fast food-uri? Suntem nerăbdători. Și aceasta este o slăbiciune în viața noastră. Dar Dumnezeul acestui univers, ca și Domn al acestui univers, în înțelepciune așa să știe când trebuie să intervină în viața ta, în viața mea, El este Tatăl nostru și știe cu siguranță când trebuie să acționeze într-un fel sau altul în viața ta.
De aceea noi trebuie să ne bazăm pe puterea, pe înțelepciunea și pe dragostea lui Dumnezeu, care nu întârzie niciodată. Nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui. Am discutat astăzi despre trei aspecte. Am discutat despre faptul că Dumnezeu ne trece printr-un cantonament în vederea pregătirii noastre. Am discutat despre faptul că așteptarea este regula împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu în viața ta și a mea. Și nu în ultimul rând am discutat despre faptul că Dumnezeu nu întârzie niciodată. Dumnezeu nu întârzie niciodată în viața ta și nici în viața mea. Dumnezeu știe când trebuie să le facă pe toate. Nu mai ai răbdare? Mai așteaptă puțin. Mai așteaptă puțin și o să vezi cum Dumnezeu își va împlini promisiunile pentru viața ta. Mai așteaptă puțin și va trece și această pandemie. Mai așteaptă puțin și ne vom vedea din nou față în față. Mai așteaptă puțin și o să vezi că Dumnezeu va face lucruri mari în tine și prin tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze în această săptămână și în săptămâna ce va urma până ne vom revedea din nou. Dumnezeu să ne ajute să cultivăm această răbdare, această așteptare în viața noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.